Bună dimineața! Numele meu este Gabriela Văcăriței, sunt redactor șef la energinomics.ro, platforma de comunicare pentru energie, care organizează această serie de întâlniri sub numele Energy Breakfast Club. Vă mulțumesc pentru prezența astăzi și mă bucur de faptul că ideea de a lansa o discuție pe tema serviciilor suport pentru industria energetică se bucură de atâta interes din partea dumneavoastră. Este, cred, a cincea ediție din acest an a întâlnirilor din cadrul Clubului pentru Energie și vom vorbi așadar despre servicii suport pentru industria energetică cu un accent suplimentar în prima parte a discuțiilor, cel puțin, pe zona de dioxid de carbon. Permiteți-mă pentru început să spun două vorbe despre energinomics.ro pentru cei care nu știu suficiente să le spunem despre noi. Platforma de comunicare pentru energie este un produs al Wing Media Energy Consulting, o companie de PR și media pentru industria energetică. Suntem singura astfel de companie din România care se adresează exclusiv sectorului energetic și celor conexe. Și anume oferim servicii de consultanță și în zona de branding și relații publice. Tot ce înseamnă această zonă, de la creare de identitate vizuală până la organizare de evenimente dedicate, prezență media și producție publicitară. De asemenea, am lansat încă din 2013, atunci când am început să activăm, platforma energinomics.ro, un canal de comunicare pe care l-am considerat absolut necesar în contextul media de la momentul respectiv. O inițiativă care este și astăzi foarte binevenită în peisajul media. Ideea era să construim o platformă de comunicare dedicată companiilor, un business to business așadar, în care accentul pe informația publicată să nu fie neapărat în zona de multe vizualizări, scandal și interes pentru publicul larg, ci să oferim acele informații necesare pentru dezvoltarea afacerilor. Și am lansat site-ul în 2013, după care am început să organizăm evenimentele despre care vă spun acum câteva vorbe. Avem, pe de-o parte, evenimentele de seară, evenimente premium în care networking-ul este principala miză. În martie organizăm Spring Cocktail, în vară organizăm Energy Strategy Summit, la sfârșit de an gala în care premiem performanța în energie. Avem de asemenea și evenimentele de dimineață care sunt în această zonă de Energy Breakfast Club. De această dată, evenimente care se adresează mai degrabă experților cu atribuții executive în companii și în care ne concentrăm interesul pe câte o temă foarte concretă, deci mai puțin strategii și politici, viziune amplă, cât soluții și expertiză punctuală. Astăzi vom vorbi despre servicii suport pentru industria energetică și în deschiderea dialogului nostru vom avea bucuria să o ascultăm pe doamna Corina Popescu, secretar de stat în cadrul Ministerului Energiei, cu o activitate intensă în ultimele luni în zona de minerit. Sunt convins că domnia sa va avea informații interesante să ne aducă în atenție. Două vorbe administrative, o să avem deci speech-urile, după care întrebări și răspunsuri, deci vă invit să țineți întrebările pentru momentul respectiv, undeva la 10-15 minute de discurs, după care 10 minute de întrebări din partea dumneavoastră sau comentarii cu rugămintea ca atunci când vorbiți să vă prezentați, astfel încât fiecare dintre cei prezenți să știe cine sunteți. Altfel, administrativ, avem un panou la intrarea în sală, unde vă invit, dacă n-ați făcut deja, să lăsați cartea de vizită, tocmai pentru a înlesni comunicarea între noi. Și înainte de a o invita să ia cuvântul pe doamna secretar de stat, v-aș aduce în atenție un tablou pe care l-am văzut ceva mai devreme în sala de la intrare, se cheamă Douleur ma soeur, Durere, sora mea, un tablou al Gabrielei Melinescu. Într-un fel, despre asta vom vorbi mai întâi de toate, despre sectorul de minerit, însă nu doar despre durere, ci și despre soluțiile care ne sunt la îndemână în momentul de față. Da, bună seara, doamnelor și domnilor! Nu obișnuiesc și necomfortabilă, sper să mă obișnuiesc. Da, durere e, într-adevăr, un cuvânt care poate caracterizează sectorul acesta de minerit.
cel puțin în ultima perioadă, pentru că toată lumea a văzut, sunt mișcări în zonele respective. Din păcate, durerea asta provine dintr-o dezvoltare ineficientă a acestei activități de minerit în România și nu neapărat dintr-o nu neapărat pentru că nu ar fi necesar acest sector, ci doar pentru că cumva societățile comerciale și aici vorbesc despre complexul energetic Hunedoara și complexul energetic Oltenia, nu sunt niște societăți comerciale în adevăratul sens al cuvântului comercial, da? Din păcate, prin intermediul lor s-a făcut și foarte multă protecție socială. Și acesta este motivul principal pentru care compania Hunedoara, n-aș vrea să mă exprim asupra situației de la Oltenia, se află astăzi unde se află. Subiectul de astăzi este un pic challenge pentru mine. Când am primit subiectul, m-am gândit activitatea de minerit și emisiile de CO2. Aș vrea să fac așa o precizare. Activitatea de minerit în România, în scurt, așa, avem două regiuni. Regiunea Văii Jiului cu exploatare resurselor de cuilă și regiunea din zona Gorjului cu exploatare de lignit. Cele două tipuri de exploatări sunt diferite. Cuila se exploatează subteran, lignitul suprateran, fiecare cu problemele proprii. Emisiile cu gaze de efect de seră, că de fapt nu este CO2 neapărat, ci mai periculos este gazul metan, gazul de mină care poate să apară, este specifică activității de exploatare din bazinul Văii Jiului, exploatarea cuilei. Acolo sunt probleme specifice. Am și niște cifre aici, pot să le trimit organizatorilor. Nu știu dacă acestea sunt importante. Cred că e important contextul în care vorbim despre cele două tipuri de activități. Este clar că la nivel european există o tendință ca reducerea gazelor cu efect de seră să se intensifice. Avem un target pentru 2020, 20%. Se discută în momentul de față, sunt dezbateri la nivel european pe noua directivă EU ETS. La nivelul Comisiei Europene se dorește ca această directivă să fie aprobată până la sfârșitul anului, unde suntem și mai mult challenge-uiți la nivel european. 20% se va transforma în 40%. Există anumite țări la nivel european care vor să pună o presiune și mai mare pe această țintă de 40%. Suedia este una din țările care încearcă să ridice și mai mult, această țintă, pe care trebuie să ne asumăm. Vom avea o nouă directivă EU ETS până la sfârșitul anului. La nivelul european pot să spun că după Brexit a avut loc destul de rapid o revizuire a pachetelor legislative pe care Comisia și le propusese să le aprobe până la sfârșitul anului. Cele două directive din domeniul energiei care ne interesează foarte mult, aceasta și cea de regenerabile, au rămas pe listă. Deci, indiferent de ce se întâmplă, vom avea la sfârșitul anului două directive in place, aceasta de EU ETS, cu probabil această țintă medie la nivel european 40%, și cea pe regenerabile, cu ținta medie deja cunoscută de 27%. În perioada următoare, clar, vor exista negocieri la nivel european pentru fiecare țară. Fiecare țară urmează să stabilească traiectoria pe care vrea să o urmărească din 2020 până în 27% și 40%. Deci, este clar că presiunea pe acest sector al mineritului va crește foarte mult. Pe de altă parte, e o altă întrebare care balansează. Are nevoie România în continuare de cărbune?
Eu pot să vă spun că da, România are nevoie în continuare de cărbun. Trebuie să vedem cum reușim să folosim acest cărbun în așa fel încât să atingem țintele necesare. Sunt tehnologii noi, din păcate proiectele sunt foarte scumpe, nu sunt sustenabile în momentul de față din cauza prețului redus al certificatului de CO2. După cum știți, se tranzacționează în momentul de față pe bursele internaționale cu un preț între 4 euro, ar spune, și 6 euro. La acest preț al certificatului de CO2, orice proiect de storage de CO2, capture storage, nu este fezabil economic. Ce putem face? Sunt și alte proiecte, sunt și alte soluții. Din păcate, nu este nicio soluție dezvoltată în momentul de față tehnologic sau suficient de matură tehnologic ca să fie implementată și să poată să fie fezabilă. Când am venit aici, am zis că am căpătat un subiect challenge pentru astăzi, partea de minerit. Am înțeles că vor exista și prezentări cu diverse soluții și noi suntem interesați dacă aceste soluții sunt și fezabile economic. Despre minerit și despre huilă și lignit, sunt două activități în care s-au întâmplat două lucruri în ultima perioadă de timp. Una, costul cu forța de muncă în tona de cărbune este foarte mare. Variază între 55% în cazul lignitului și se duce spre 75-80% în cazul huilei. Asta este un aspect pentru care cărbunele din România în momentul de față nu este sustenabil din perspectiva producerii de energie electrică, pentru că el a rămas și se folosește doar în acest domeniu. În trecut era folosit și în alte tipuri de activități, cel puțin huila, pentru care o putere calorifică mai mare era folosită și ca și cox, din câte știu eu, în partea de siderurgie. Astăzi nu e, e un domeniu închis. Pe de altă parte, a existat o neinvestire sau o nedezvoltare a tehnologiilor de exploatare și într-o parte și în cealaltă. În zona de huilă, ultimul abataj modern care a fost adus, sau modernizat, că nu este chiar un abataj nou, a fost modernizat la nivelul anului 2007-2008. Cu o tehnologie din Polonia, nu o tehnologie de ultimă oră. Deci, în Valea Jiului, în momentul de față, sunt 7 exploatări, 3 aflate într-un program de închidere miniere, 3 mine aflate într-un program de închidere și alte 4 mine aflate în exploatare în portofoliul complexului energetic Hunedoara. Am făcut o analiză fără niște investiții solide în acest domeniu. Exploatarea de huilă din România nu are un viitor foarte lung. Încercăm și avem niște discuții cu Comisia Europeană cu posibilitatea de a introduce încă 2 mine în acest program de închidere, dar ne dorim să mai păstrăm cel puțin încă 2. Dorim să-l păstrăm în ideea că totuși se va întâmpla ceva în acest domeniu, vom găsi investitori și vom reuși să eficientizăm activitatea în acest moment. De ce încercăm? Pentru că avem nevoie de energie în zona respectivă. Avem nevoie de energie. Grupurile din cele două centrale care folosesc cărbune din Valea Jiului, Paroșeni și Mintia Deva, sunt grupuri care sunt construite dedicat pentru cărbunele din Valea Jiului. Nu poate fi folosit doar cărbune din import, deci ca să folosim doar cărbune din import, partea de ardere de la grupurile de producție trebuie modificate fundamental.
Deci avem încă nevoie de lignit, de cuilă. Trebuie să găsim soluții cumva să securizăm această producție mai mică, într-adevăr, dar trebuie să găsim posibilitatea de a securiza această producție de cuilă. Asta pe de o parte. Pe de altă parte, pentru că vorbim de CO2 și vorbim de mediu, închiderea minelor trebuie să se facă într-un mod responsabil, spun eu astăzi, din poziția pe care o am în Guvernul României. În Valea Jiului, o parte din orașele de acolo, din zonă, sau anumite construcții, sunt, au sub ele exploatările miniere sau piliere ale exploatărilor miniere. Închiderea, dacă nu se face controlat, există posibilitatea să apară acel fenomen de autoaprindere a gazelor metane sau gazelor de mină. Deci și acolo sunt niște procese, procedee care trebuie să îndeplinite. Altfel, toată zona riscă să fie compromisă. E o zonă minunată, eu cred că acea zonă merită cumva un fel de renaștere. Trebuie găsite soluții, variante, alternative. Este o zonă monoindustrială. Oamenilor de acolo din zonă li s-au promis de toată guvernele până acum că se va găsi o alternativă la această activitate industrială pe care o fac. Din păcate nu s-a întâmplat până acum, iar ei și-au pierdut foarte mult încrederea. Sper și după cum ați văzut în proiectul acesta, strategie pentru dezvoltarea României, lansat la începutul acestei săptămâni, sunt programe prioritare și veți găsi Valea Jiului pe lista zonelor care se află în interesul Guvernului pentru a se putea dezvolta și altceva acolo în zonă. Asta din perspectiva cuilei. Din perspectiva lignitului, acolo lucrurile stau complet diferite. Și acolo există o lipsă a investițiilor, nu atât de acută ca în partea de huilă. Exploatarea este mult mai ușoară, dar, bineînțeles, cu impact asupra mediului datorită expropierilor care trebuie făcute, expropieri care trebuie să se desfășoare corect. Și aici, iarăși, suntem într-o discuție cu Complexul Energetic Oltenia. Există un regulament foarte vechi, îl dorim refăcut și pus pe anumite principii corecte. Nu mi se pare normal ca unii să beneficieze mai mult decât alții, deci trebuie să găsim posibilitatea de a avea un tratament echidistant. Și aici impactul asupra mediului, nu, de data asta nu din perspectiva emisiilor de CO2, ci din perspectiva impactului și a refacerii zonelor exploatate, sunt anumite lucrări și există un fond de mediu pe care compania are obligația să și-l constituie pe perioada exploatării, în așa fel încât în momentul în care se termină exploatarea, terenul să fie adus la starea lui naturală. Ce înseamnă starea lui naturală? Clar că nu vor fi la fel cum sunt. Sunt două posibilități. Se pot reîmpăduri acele zone și Oltenia are deja o experiență favorabilă, sunt colegii de aici și ce vorbim mai mult cu dumneavoastră, sau se pot construi lacuri, acumulări care nu sunt naturale, ci artificiale, dar pot fi folosite pentru agrement și, practic, zona se poate reface și reda circuit. Activitatea minieră ne trebuie în continuare. Eu chiar cred că în mixul energetic al României cărbunele își va găsi un loc. O să mă întrebați probabil care e procentul. Nu știu să vi-l spun astăzi. E clar că sunt foarte mulți factori care poate să influențeze acest procent legat de consum, legat de dezvoltarea regenerabilelor, legat de multe aspecte, poate și de posibilitatea dumnealor de a-și desfășura activitatea într-un mod corect și eficient, în așa fel încât să aibă o dezvoltare solidă și nu susținută. Da, este un domeniu în care acum e ceva dureros. Dar știți cum e? Durerea asta este ca un
organism bolnav, căruia la un moment dat trebuie să-i tai o mână, pentru că altfel gangrena urcă și poate să ajungă să moară cu totul. Acum trebuie să alegi între a tăia mâna respectivă și a elimina ceea ce nu mai poate fi dus mai departe și a salva o parte din acest om. Da, challenge va exista. Mă aștept ca dezvoltarea tehnologică cumva să vină și să în susținerea acestui tip de activitate și eu sunt curioasă. Cred că partea asta de cercetare trebuie să fie mai apropiată de activitatea operațională de zi cu zi. Ea trebuie să se completeze, nu trebuie să meargă pe piste diferite. Cumva trebuie ca cercetarea să răspundă necesității industriei respective. Cam atâta am avut să vă spun despre activitățile acestea. Dacă aveți întrebări... Mulțumesc foarte mult, Dana. Este momentul să adresați întrebări doamnei Popescu. Dacă nu sunt în momentul ăsta, voi începe eu. V-ați referit la nevoia de soluții pentru sectorul mineritului și, în câte înțeleg eu, o parte din soluții trebuie să vină dinspre companii, o parte dinspre autoritățile centrale, dinspre guvern. V-aș ruga să ne dați două exemple de soluții sau de acțiuni posibile, pe de o parte din rândul corp, din partea companiilor, pe de altă parte din partea Ministerului, soluții posibile pentru situația reală. O să încep cu Hunedoara pentru că ea se află într-o situație mai dificilă decât Oltenia. Din păcate, după cum știți, la Hunedoara situația este destul de dificilă. Ea a primit anul trecut un ajutor de salvare. Nu vreau să comentez astăzi de ce acel ajutor de salvare n-a fost folosit. N-a fost primit în totalitate și nu a fost folosit așa cum trebuie. Ce se poate face la Hunedoara? Am anunțat, practic, există posibilitatea și ne aflăm în negocieri cu Comisia Europeană ca să putem să rupem din acest bulgăre mare care se cheamă Hunedoara două exploatări minere și două grupuri de producție, unul în Paroșeni și unul undeva, și posibilitatea de a obține pentru grupurile de producție de energie electrică de data aceasta un tip de ajutor de stat care se cheamă Serviciul de Interes Economic General, un tip de ajutor de stat de tip SIEC. Nu aș vrea să intru foarte mult în amănunțime cum va fi definit. Suntem încă la nivel de negocieri cu cei de la Comisia Europeană. Este clar că pentru cele două grupuri avem nevoie de cărbune. Am ales din cele patru mine două care au costul de producție în momentul de față cele mai mici. Știu că este ceva debatable pentru că am avut discuții cu specialiștii și mi-au explicat că o exploatare minieră care are deschis un câmp de producție are astăzi un cost, dar în momentul în care trebuie să deschidă exploatări pe noi orizonturi, costul respectiv crește, deci nu este ceva flat de la început până la sfârșit, ci este un fel de up and down în funcție de cantitatea de cărbune exploatată. Asta este astăzi și ce am reușit să eficientizăm astăzi și să rupem. Îmi doresc ca celelalte două mine să aibă o închidere controlată. Îmi doresc ca lucrările de închidere să fie făcute responsabile în așa fel încât zona aceea să nu poată fi pusă în pericol. Am avut discuții aprinse. Închidere versus conservare. Ce înseamnă costuri de conservare, ce înseamnă costuri de închidere. Ce este mai bine pentru oamenii de acolo din zonă? Sunt oameni care au o viață destul de dură. Este greu să intri să lucrezi la sute de metri sub pământ. Nu cred că cei care sunteți aici, dacă n-ați fost niciodată, vă puteți închipui. Lucrează în niște condiții foarte grele cei de acolo. Am fost în mine și am fost impresionată. Nu că n-aș fi, știu ce înseamnă, sunt cumva legată de activitatea asta minieră. Tatăl meu e inginer minier și a lucrat în minele din Valea Jiului.
Dar am fost și am văzut eu cu ochii mei. Nu știam decât povești. Când am fost tânără, am mai fost în mina de la Animoasa, mina care nu mai este astăzi exploatată. Oamenii de acolo duc o viață grea. Nu au niciun fel de altă industrie în zonă, nu au alternative. Dar mai mult decât atât, hai să facem ceva pentru ei și măcar ce închidem, să închidem responsabil. În așa fel încât ei să-și poată continua și cu alte alternative de dezvoltare zona aceea, care e o zonă minunată, să rămână o zonă în care să putem merge cel puțin în concedii, să ne facem concediile acolo. Asta este pentru Hunedoara. Știu că este dureros, dar asta este ce am identificat noi în momentul de față ca fiind optim pentru companie. Oltenia este altceva. Oltenia este o companie care poate să reziste pe picioarele ei. Știu că sunt foarte multe voci în, și în presa, în media, și acolo, și în rândul politicienilor, că este un prag de insolvență. Nu. Oltenia este o companie care trebuie să se restructureze. Are potențial extraordinar. Este o companie în care sunt de avalma acolo tot felul de activități. Vreau să vă spun că sunt posesoria tot felul de active, n-aș spune toxice pentru activitatea lor de bază, nu toxice pentru societate, pentru că dețin școli, biserici, cimitire, toate acestea provenite din acest proces de expropiere, când și-au luat obligații și au reconstruit, au mutat vetre de sate, au mutat case. Active pe care le au, active care au costuri pentru ei, costuri care evident se reflectă tot în prețul cărbunelui și în final în prețul energiei electrice, lucrul acesta făcându-i pe ei necompetitiv. Deci, la Oltenia, invitația noastră a Ministerului, în calitate de acționar, nu suntem singurii acționari la Oltenia, e o invitație pe care o lansăm și tot încercăm să înceapă procesul de restructurare a companiei. Compania aceasta ar trebui cumva schimbată ca și față. Știu că am fost acuzați că nu mai susținem sportul. Sunt de acord să susținem, în momentul în care compania este eficientă, orice activitate socială sau orice activitate din zona aia, din zona Gorjului, care este tot o activitate industrială. Dar haideți întâi să stabilizăm societatea și după aceea să începem să avem și acțiuni de genul acesta. Deci, Oltenia e o activitate care ea însăși, dacă își dorește foarte mult să existe și are cele mai mari șanse, nu trebuie să facă nimic altceva decât să se reorganizeze și restructureze și schimba statutul actual din zonă. Asta e despre Oltenia. N-au nevoie de legi speciale care nu-i ajută, îi încurcă. Este o alegere a dumnealor. Opinia noastră e un pic diferită, dar asta e. Da. Mulțumesc, așadar, conservare, închidere parțială, programe de reconversie economică pentru zonă din partea noastră. Da, ministru, în strategia energetică la care se lucrează și de care se vorbește atâta, se regăsește cărbunele cu cele două forme ale sale, în sensul de a afla de acolo, cum știm, o strategie înseamnă obiective, înseamnă pârghii de a le pune în practică și, în final, resursele cu care să le găsim. Mai ales ținând seama că, așa cum bine știți, chiar foarte bine, că în Valea Jiurii e un institut de cercetări de faimă mare sau european, sigur, un centru universitar cu valențe, nu mai vorbim, și atunci interesant ar fi dacă strategia care se află în faza spre final are în vedere aceste două forme de cărbune cu ceea ce înseamnă și acest spunea mai devreme. Da. Răspunsul este... Da, domnul Cârlea, cunoaștem. Da, în strategie regăsim și vom regăsi și în documentul final ambele forme. Asta este și motivul pentru care am spus că nu dorim o închidere completă a exploatării de huilă. Nu asta ne-am dorit. Chiar credem că și am avut discuții chiar cu operatorul de transport și sistem, cel puțin până în anul 2024, cele două grupuri își găsesc cumva rolul în sistem în acea zonă.
După cum știți, producerea de energie electrică în România este un pic, este disproporțională. Avem în zona de, dacă tragem așa de la vest la est o linie orizontală, 80% din, pe la mijlocul țării, 80% din producția din România se află în zona de sud și doar 20% din zona, din zona de nord. Consumul este echilibrat. Ba, aș putea spune că în zona de nord, în anumite zone de, de nord, consumul este mai mare decât în zona Moldova sau în, în zona Olteniei, unde avem iarăși o producție foarte mare. Cele două grupuri, din perspectiva adecvanței sistemului, își regăsesc rolul acolo, cel puțin până când trasa electrică își va închide inelul pe zona de vest și va trece de la 220 de kV la 400 de kV linia. Nu uit aici la domnul Diaconu, cu siguranță știe, în zona Banatului. Lucru care nu se poate face, pentru că această lucrare de investiție este planificată a avea loc pe același culoar, este foarte greu cu expropierile și realizările de, realizărilor liniilor pe culoare noi, deci probabil că soluția aleasă va fi o reconductorare a liniei existente de 220 cu un conductor special, în așa fel încât să fie trecut la 400 kV. Cel puțin până în 2024, cele două grupuri își găsesc locul acolo unde sunt. Da, probleme de mediu, pentru ele, autorizația de mediu, sunt niște probleme care încă sunt sub semnul întrebării și cu mari greutăți în a le clarifica. Mulțumesc pentru răspuns. Mai aproape de soluțiile pe care le pot avea companiile din zona Mineritului, dar nu numai, vom vedea soluții care se pot aplica pentru mari grupuri industriale din, din România. Domnul Bogdan Teodorescu, director executiv la TDR Energy, este alături de noi pentru a ne face această prezentare și ne aduce în atenție soluțiile. Azi să vă prezint puțin compania mea, TDR Energy. Eu sunt directorul executiv, directorul general al companiei. Vă voi prezenta două piețe, piața obligatorie EU-ETS, de care a început să vorbească și doamna Popescu, și piața voluntară, care este o piață mai puțin cunoscută de către toată lumea. Puține cuvinte despre TDR Energy. TDR Energy este o companie cu o experiență de 10 ani în domeniul protecției mediului. Ne ocupăm de consultanță specializată pentru EU-ETS, piața obligatorie, de asemenea decarbonarea și neutralizarea pletei de carbon pe piața voluntară. Avem și audituri energetice, management energetic, proiecte de eficiență energetică, dar de asemenea și proiecte de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Și dacă vorbim de complexe energetice și de companiile din EU-ETS, avem o experiență destul de bogată în acest sens. Câteva cuvinte despre piața EU-ETS. Este o schemă obligatorie de tranzacționare a certificatelor de, cu efect de seră. Este principalul instrument al politicii Uniunii Europene de combatere a schimbărilor climatice, iar piața obligatorie se adresează marilor poluatori, printre care și CEO și CEH, care operează în interiorul Uniunii Europene, acoperind aproximativ 45% din totalul emisiilor din Uniune. Noi avem servicii de tranzacționare a certificatelor de gaze cu efect de seră, toate tipurile practice, UA, ceruri. Avem de asemenea administrat portofoliul de certificate EUA. Acesta este de fapt un management al portofoliului de certificate prin care se pot face reduceri de emisii de gaze cu efect de seră. Avem de asemenea consultanți pentru accesarea rezervei de non-nitrați și precum știm multe companii din EU-ETS nu își optimizează practic alocările tocmai pentru că nu iau în calcul toate elementele care ar fi în avantajul lor. Și de asemenea avem proiectul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și aș putea să amintesc printre acestea fuel mix-ul, utilizarea biomasei în mix-ul de combustibil. Piața voluntară a certificatelor de carbon a apărut pe fondul responsabilizării sociale a companiilor. Practic, multe companii care nu sunt în schemă obligatorie au început să se implice pe această schemă de reducere a impactului schimbărilor climatice pentru că era necesară ajutarea climei și ajutarea mediului înconjurător.
Ca să fac o comparație între piața obligatorie și piața voluntară, piața obligatorie este structurată pe anumite zone geografice ale globului, Uniunea Europeană având EUTS, avem Japonia, China, care are 7 scheme de tranzacționare, Australia, California, Elveția, mai avem și acum Coreea de Sud și Africa de Sud, care s-au implicat activ în schema de tranzacționare, având scheme de tranzacționare proprii, față de piața voluntară, unde este worldwide, oricine poate să acceseze această piață voluntară și poate să implice activ în reducerea impactului schimbărilor climatice. Ca și tipul de certificat avem EUA, EUAA și ceruri pe piața obligatorie, iar pe piața voluntară avem alte tipuri de certificate, dar avem și cerurile care, cerurile care sunt și pe piața obligatorie, dar avem Gold Standard, VCS sau ceruri Gold Standard. Sunt mult mai multe certificate. Aceste certificate provin din proiecte care au redus efectiv impactul CO2-ului, practic și-au redus emisia de CO2 prin proiectele făcute. Motivația pe piața obligatorie este clar obligația, pe piața voluntară este CSR-ul, Corporate Social Responsibility, care este din ce în ce mai prezent în toate companiile europene mai ales. Cui se adresează? Pe EUTS am stabilit marilor poluatori, pe piața voluntară orice companie, corporație, instituție, persoană fizică care dorește să fie mai responsabilă. Pe piața obligatorie avem o legislație clară EUTS, Directiva 2003, acum avem și protocolul de la Paris, o să urmeze și toată legislația pentru 2020, care este din ce în ce mai strictă și restrictivă. Pe piața voluntară avem ISO 14064, ISO 14067, GHG protocol, care se regăsește și la piața obligatorie. Iar ca și preț al certificatelor, aici am spus variații mici de preț. Variații mici de preț pentru că aceste prețuri sunt la nivel global și avem mai puține tipuri de certificate. Iar variația lor nu este foarte mare pe termen scurt. În timp ce pe piața obligatorie avem variații foarte mari de preț pentru că avem foarte multe tipuri de proiecte care se fac. Expert CO2 este un brand al CDR Energy care este folosit special pentru calcularea și neutralizarea pentru de carbon, deci pentru piața voluntară. Preta de carbon este, de fapt, singura modalitate accesibilă de a reduce la zero emisiile de carbon. Ampleta de carbon reprezintă cantitatea totală de emisii cu efect de seră, măsurată în tone de dioxid de carbon echivalent. A discutat și doamna Popescu mai devreme despre ce înseamnă și metanul și alte gaze cu efect de seră. Metanul este, de exemplu, de 25 de ori mai poluant decât CO2-ul. În calculul ampletei de carbon sunt luate toate emisiile generate în mod direct sau indirect de către activitățile desfășurate de companie. Sursele, vorbim de consumul de energie electrică, consumul de energie termică, combustibilii, deșeuri, ape uzate și așa mai departe. Calculul ampletei de carbon se face conform ISO 14064 și ghidurile IPCC. De asemenea, se ia în calcul toți indicatorii din inventarul național al gazelor cu efect de seră. Ca și de o tonă de CO2 este echivalent cu un certificat de CO2. Deci în momentul în care o companie emite 10.000 de tone, practic are nevoie de 10.000 de certificate să-și neutralizeze această cantitate de emisii. Validarea neutralizării se face prin certificate care sunt verificate de către o terță parte. O să vă explic puțin ce înseamnă, de fapt, această neutralizare și calculare. Calcularea se face pentru a stabili concret, conform unor proceduri foarte clare, avem ISO 14064, care este amprenta reală a unei companii. În momentul în care se stabilește această amprentă reală a unei companii, compania are două variante. Face ceva sau nu face nimic. Dacă vrea să se implice, să își reducă amprenta de carbon la zero, poate să cumpere certificate echivalente cu cantitatea de certificate, cantitatea de emisii pe care o are, ca să-și compenseze, practic, amprenta de carbon. Deci, o companie, dacă are 1000
de tone emise de CO2, cumpăr 1000 de certificate de CO2 care sunt provenite din proiecte validate de către o terță parte și făcute conform unor protocoale foarte stricte, în care aceste proiecte au redus efectiv amprenta de carbon, au redus emisia de CO2. Aceste certificate sunt verificate de o terță parte pentru a nu fi adiționale, sunt permanente și nu sunt controlizate de două ori emisiile, se verifică foarte clar acest lucru. Și avem mai multe standarde după care se fac aceste proiecte. VCS, Gold Standard și CDM. CDM este folosit și în piața obligatorie. Aceasta este o schemă grafică ce înseamnă de fapt neutralizarea amprentei de carbon. Avem certificate de CO2 provenite din proiecte în care s-a redus efectiv și au fost verificate acele proiecte. Avem o trasabilitate foarte clară a certificatelor. De când au fost emise, avem PDD-ul proiectului, Project Development and Design. Avem certificarea lor de către un standard internațional și recunoscut inclusiv de UNFCCC și de alte foruri internaționale. Și avem, pe de altă parte, emisiile de la companii. Aceste emisii pot să fie compensate, practic, prin neutralizarea unor certificate de CO2. Tipul de proiecte folosite sunt mai ales din energia regenerabilă. Avem, de asemenea, păduri, sechestrarea de metan, dar și produse casnice, de exemplu, cuptoare solare. Sunt proiecte în care seamănă cu niște antene parabolice care focalizează energia solară într-un punct și acolo se poate găti. Bineînțeles, nu merge decât în zonele în care există soare. Ca și date statistice, vă întrebați probabil de ce și-ar face cineva o neutralizare a amprentei de carbon și de ce ar dori cineva să fie mai verde. Avem percepția celor practicienilor în domeniul CSR care văd o creștere semnificativă a CSR-ului, această responsabilitate socială a companiilor, în următoarea perioadă. Statistica este pentru 2015, vedeți deja pe 2015 crește cu 50% impactul CSR-ului la nivel corporatist. De asemenea, avem atitudinea consumatorului față de sustenabilitate. Aceasta înseamnă disponibilitatea consumatorului de a plăti mai mult pentru bunurile și servicii aparținând companiilor cu impact pozitiv asupra mediului înconjurător. Și vedem că este din ce în ce mai mare impactul clientului asupra produselor cu produselor mai verzi, produselor eco-friendly. Avem și o atitudine a generațiilor. Vedem foarte clar că generația Y și generația X sunt cele mai influențate de impactul companiilor eco-friendly. Și avem și cei mai populari termeni folosiți pentru inițiativele CSR. Și vedem că doi termeni, schimbările climatice și gazele cu efect de seră, sunt în top. De asemenea, avem resurse regenerabile, biodegradabile, comerț echitabil. Acum toată lumea vorbește despre fair trade. Ce înseamnă fair trade și cum se aplică acesta. Ca și o curiozitate, puteți să vedeți aici ce înseamnă să mergeți cu un tren, cu o mașină sau să zburați de la București la Cluj și se observă foarte clar că cel mai bine ar fi să mergem cu trenul. Problema este că se fac 9 ore. Până când se va rezolva această problemă, probabil vom avea amprentă de carbon destul de mare pe transport. Ce oferim noi, de fapt? Expert CO2 face tot acest proces. De la calcularea amprentei de carbon care se face conform ISO 14064, până la selectarea proiectelor, pentru că este foarte important orice companie, când, după ce își calculează amprenta de carbon și vrea să se implice, să stabilească ce tipuri de proiecte are nevoie sau în ce tipuri de proiecte vrea să investească. Pe de altă parte, este foarte important și prețul proiectelor. Pentru că certificatele încep de la, să zicem, 1 euro și ajung la 20 de euro. Dacă nu are nevoie să, sau nu își permite să plătească 20 de euro, cu siguranță nu o să își permite, că nu o să devină fezabilă o astfel de, nu o să devină fezabil un astfel de proiect. În momentul respectiv trebuie să facă o alegere. Dacă alege proiecte mai ieftine sau mai scumpe. Proiectele
sau prețul proiectelor depinde de locația în care se fac. Până la urmă este încălzirea globală. Nu contează că se fac în România, în Africa, în China sau în America. Toate aceste proiecte contribuie la încălzirea globală. Dar dacă sunt în China, sunt mai ieftine decât dacă se fac în Europa. De asemenea, tipul de proiect. Dacă se fac din energie regenerabilă, dacă se fac pe solar cookers sau dacă se fac prin eficiență energetică, de asemenea, prețurile sunt diferite. De asta noi ajutăm clienții să-și aleagă cele mai bune proiecte legate de activitatea lor principală. Astfel încât să aibă și un impact de media și de PR. De asemenea, noi asigurăm transparența tuturor informațiilor, pentru că toate certificatele care se folosesc au o trasabilitate foarte clară, de când au fost emise până când au fost neutralizate. Noi punem la dispoziție toate aceste date, inclusiv neutralizarea lor și toate seriile de la neutralizare. De asemenea, noi eliberăm două certificări CO2 neutră, care atestă neutralizarea efectivă a amprentei de carbon și, practic, face compania să fie eco-friendly sau mai verde. Avem certificarea amprentei de carbon, care se face conform ISO 14064. Este practic un echivalent ISO 14064. Avem certificarea de neutralizare amprentei de carbon, care atestă că această companie care și-a făcut neutralizarea este o companie CO2 neutră. Și avem acest CO2 label pe care îl oferim, pe care pot să folosească companiile în toate campaniile lor de marketing, de PR, de CSR. De asemenea, pot să folosească toate aceste elemente pe care le pun la dispoziție în rapoartele lor de CSR, mai ales că foarte curând o să apară și o obligativitate legislativă în domeniul CSR-ului pentru companiile peste 500 de angajați și care au impact asupra mediului. Vorbim de declarația de sustenabilitate. De asemenea, pentru companiile care lucrează în domeniul combustibililor, or să aibă obligativitate de a-și calcula amprenta de carbon, deoarece există o directivă europeană care le impune acest lucru din 2017, să-și calculeze amprenta de carbon și să-și reducă amprenta de carbon până în 2020. Și care ar fi avantajele? Creșterea capacității concurențiale, pentru că orice companie o să prefere, orice client o să prefere o companie mai verde în fața unei companii care nu se implică cu nimic în acest domeniu. Există campanii de marketing și PR originale și inovative pe care le puteți face folosind această idee de companie eco-friendly. Îmbunătățirea imaginii și notorietății companiei, îmbunătățirea performanței de mediu. De asemenea, precum am spus, există și niște obligații legislative care urmează să apară. Deci există anticiparea unor viitoare reglementări în domeniul schimbărilor climatice. Oportunitatea de a fi prima companie din domeniul propriu de activitate care și-a neutralizat amprenta de carbon, asta bineînțeles dacă nu și-au făcut alte companii înaintea noastră, și o contribuție directă și cuantificabilă la susținerea proiectelor de reducere a emisiilor. De asemenea, trebuie să ne gândim și că dacă va exista obligativitate pe piață ca toată lumea să-și neutralizeze amprenta de carbon, în momentul respectiv nu va mai fi nicio campanie de marketing pentru companii, pentru că toate vor avea același lucru. În acest moment este o posibilitate strict pe marketing și CSR pentru companii de a-și reduce amprenta de carbon, tocmai pentru că este acest impact de a fi printre puținele companii care fac acest lucru. Nu spun că sunt puține companii care fac amprenta de carbon. La nivel internațional vorbim de marile grupuri, Microsoft, Google, Facebook, dar și de transportatori, cum sunt DHL sau Coca-Cola. Sunt foarte multe firme care au un impact și au în politica lor de CSR să facă acest lucru. Pe România există, vă dau câteva exemple de campanii de CSR. Avem compania Ethic, Ladies Fashion. Este primul retailer de fashion din România care și-a neutralizat amprenta de carbon. Este lăudabilă inițiativa lor, mai ales că sunt într-un domeniu în care impactul asupra clienților este semnificativ. Avem Carpat Guard, care și-a neutralizat amprenta de carbon. Este prima companie de securitate care și-a neutralizat amprenta de carbon în România. Luscan, din domeniul transporturilor. Mereu mișcare, mereu responsabil.
de asemenea și-au neutralizat amprenta de carbon și au inițiat o campanie de marketing în acest sens. Ca și idee, cam aceasta este amprenta de carbon pentru cafeaua pe care, cu care ați început dimineața. Deci, ar fi bine să știți care ar fi amprenta de carbon a noastră până la această oră. Eu vă mulțumesc foarte mult. Sper că nu v-am plictisit și a fost ceva mai diferit de ce ați fost obișnuit să răspundeți. Vă mulțumesc și eu foarte mult, domnule Cărbărescu. Consider în continuare foarte necesar astfel de expunere ale mecanismelor cu care funcționează pietrele de dioxid de carbon, încă insuficient cunoscute, chiar și pentru bună parte dintre experți. Dacă aveți întrebări pentru domnul Teodorescu, acum, vă rog. Aș avea, o întrebare sau clarificări mai degrabă. Pentru o companie gen CEH sau CEO, zona de piață voluntară nu pare interesantă în momentul ăsta, pentru că certificatele din sector obligatoriu, din piață obligatorie, sunt încă foarte ieftine, înțeleg? Și atunci e mai rezonabil să meargă în zona asta, nu? Nu, pe de altă parte trebuie să facem o diferență între piața obligatorie și piața voluntară. Pe piața obligatorie, practic, companiile au un drept de poluare. Au o alocare în care trebuie să se încadreze. Ei nu cumpără certificatele respectiv, nu își reduc amprenta de carbon. Practic, se dorește o limitare la nivel global a amprentei de carbon. Și asta cum se face? Printr-un sistem cap and trade. Acest sistem cap and trade înseamnă că o companie primește o alocare în care trebuie să se încadreze. Dacă se încadrează în acea alocare, poate să vândă surplusul de certificate. Dacă nu se încadrează în acea alocare, poate, trebuie, de fapt e obligată să cumpere. Mai ales că amenziile pentru necumpărarea certificatului sunt foarte mari. Vorbim de 100 de euro pe certificat. Plus obligativitatea de a le cumpăra. Un certificat de 4 euro. Un certificat care acum este 4,70 euro, trebuie să-l cumpere cu 104,7 euro. Deci este nasol. În același timp, aș avea nevoie de mai multe precizări. Pe zona aceasta de expertiză despre care vorbeați la TDR Energy, pentru proiecte, analiza proiectelor, identificarea proiectelor celor mai eficiente, celor mai bune, mă gândesc că, sau vă întreb, există soluții despre care știți, care s-ar putea aplica la CEA, la CEO, dar și la alte companii din România care au emis de gaze cu efect de seră, rezonabile ca preț, care să le atragă atenția prin preț, în momentul de față? Dacă vorbim strict de piața obligatorie, pe Hunedoara sau Oltenia, soluții de reducere la zero emisiuni nu există. Există doar soluții de reducere a amprentei de carbon. De, practic, reducerea impactului financiar pe care l-au în momentul în care trebuie să-și cumpere certificatele. Mai ales că domeniul energetic din România este, mă rog, nu din România, din Europa, este defavorizat. Au alocări mult mai mici decât emisiile. Și atunci, singura soluție pe care o au este de administrarea portofoliului de gaze cu efect de seră, un management specializat, achiziția de certificate în momente oportune, nu neapărat. Să luăm pe complexele energetice, pentru că tot sunt aici reprezentanți. Cel mai prost moment să cumperi certificate este în perioada în care cumpără toată lumea. Este o regulă clară în marketing, când este cererea foarte mare și prețul crește. În aprilie, când practic se cumpără majoritatea pachetelor de certificate sau în martie-aprilie, atunci este prețul cel mai mare de pe piață. Ca și idee, anul acesta a fost în jur de 8 euro. 7 euro și ceva 8 euro. Având în vedere că în octombrie-noiembrie anul trecut era sub 5 euro. Eu îmi dau seama că este o problemă și de timing, de cash flow, așa este, dar sunt soluții de a cumpăra, de a achiziționa, nu neapărat spot, pentru că oricum se știe că o să se cumpere certificatele. Se pot cumpăra futures. Dar există posibilitatea foarte clară și sunt soluții tehnologice să fie redusă emisia de... Absolut. Da? Există posibilitatea cărbunele extras să fie transformat lângă centrală în gaz și să fie teoretic ars gazul și atunci emisia de CO2 este redusă. Și există suplimentar posibilitatea, până la reducerea la zero, ca
acel carbon din emisia de producție de energie să fie capturat și atunci, din perspectiva asta, putem să spunem că e o soluție ideală cu emisii de carbon zero. Nu vorbim aici despre costuri și despre economicitatea tehnologiei încă puțin matură. Da. Sunt tehnologii dezvoltate în alte țări, de exemplu în America am văzut la ei cel puțin exploatarea de sau producerea de energie electrică pe bază de lignit, unde puterea calorifică e redusă și atunci emisia, randamentele sunt mai scăzute și atunci emisiile sunt și mai mari decât în celelalte cazuri și au făcut aceste și au investit foarte mult în cercetare în acest proces de gazeificare, adică cărbunele teoretic este într-o instalație care este lipită de centrală, e transformat din cărbune în gaz, iar centrala arde efectiv gazul produs din acest cărbune și sunt și centrale mari în zonele orașelor unde fac și capture storage pentru diferența de CO2, așa fel încât să se încadreze în procentele astea. Probabil că în viitor, dacă trendul este acesta, avem un target de 20% pentru 2020, un alt target de 40%, deci în 10 ani, practic, dublăm. Și la noi vor trebui aplicate, cel puțin parțial, soluții de genul acesta, în așa fel încât să reducem emisiile, pentru că altfel costul este. Eu, pentru că am făcut o prezentare interesantă, nu o să mai beau cafea, o să beau ceai, cum bea și Diana. Ar fi trebuit să faci aici o chestie cafea versus ceai, ca să știm exact care este care este impactul ofertei și asupra sănătății și asupra mediului. Dacă, pentru că am văzut că aveți expertiză pe partea de tranzacționare, dacă aveți o prognoză de evoluție a prețului certificatului de CO2, și dacă în activitatea dumneavoastră de cercetare pe domeniul acesta, puteți să ne spuneți cam care ar fi prețul certificatului de CO2 minim în care, pentru proiecte de genul ăsta, capture storage, care să fie fezabil? Asta două întrebări. Ca să încep cu prima întrebare, o prognoză a prețului aș avea. Problema este cu Brexitul, care a dat peste cap toate prognozele în acest moment. Păi, în ultimele 3 săptămâni a scăzut prețul de la 6,50 la 4,50. Și atunci s-a dezechilibrat foarte mult cererea de pe piață. De asemenea, pe de altă parte, Anglia, mă rog, UK a spus că nu o să iasă din schema EU ETS, dar asta înseamnă că nu a influențat foarte mult cererea de pe piață în acest moment. Un factor care acționează punctual. Eu vorbeam de o prognoză pe termen mediu, dacă vorbim până în 2020, cel puțin teoretic ar trebui să crească prețul de la 4,70 euro, cât este acum, ar trebui să crească spre 9 euro. Chiar ar putea să depășească 10 euro. Dacă depășește 10 euro, ajunge direct în 13 euro, ca și idee, pentru că este un prag. Dar eu nu prea văd prețul peste 9 euro, tocmai pentru că sunt foarte multe elemente care influențează acest preț acum. De asemenea, avem toate aceste practic limitări ale certificatelor de pe piață impuse de către Uniunea Europeană, care au făcut ca prețul să stagneze. Pe de altă parte, dacă ne uităm la alocările din Uniunea Europeană versus emisie din Uniunea Europeană, avem 833 de milioane de tone alocare pe Uniunea Europeană în 2015 și emisii de 1 miliard 600. Pe România, dacă este să discutăm, avem 20 de milioane alocarea și emisie de 42 de milioane, cam așa, 41 de milioane. Iar dacă vorbim strict de emisiile României, emisiile României sunt undeva la 110 milioane de tone de CO2, dacă nu luăm în calcul LULUCF-ul, mă rog, păduririle. Dacă luăm în calcul stocarea din pădurile României, mai scădem 20 de milioane, grosomor. Dar ca și preț pe termen scurt, o să fie undeva, o să se joace între 4 euro și 7 euro, cam așa. În 7 euro poate să ajungă foarte simplu
în martie-aprilie la anul. Deci fără probleme poate să ajungă, cum a ajuns și anul acesta. Dar poate să depășească și 8 euro, în cazul în care există o atitudine pozitivă în Europa, mai ales pe domeniul legislativ. Pentru că de fiecare dată când există o inițiativă legislativă bună, crește prețul. Iar dacă este să vorbim despre CCS, Carbon Capture and Storage, un preț pentru CCS la acest moment este undeva la 10-12 euro, minim, ca să se poată face stocare. S-a încercat la turceni un CCS, nu s-a întâmplat, nu a fost finalizat. Oricum și dacă ar fost finalizat, la acest moment era pe pierdere, pentru că nu putea să susțină costurile de exploatare. Și este normal să fie așa. Încă tehnologia nu este destul de dezvoltată ca să se poată face CCS, iar prețul este foarte jos ca să facă acest lucru. A existat inițiativa Franței și Angliei la anul trecut să pună un preț minim pe CO2. Nu s-a materializat și nu cred că o să se materializeze prea curând. Prețul lor era undeva la 30 de euro, un preț mult prea optimist pentru piața din acest moment. De asemenea, mai există un surplus de certificate pe piață din perioada 2008-2012. Și atunci, acest surplus, care era acum 2 ani de vreo 2 miliarde de certificate, a început să scadă. Dar încă mai este pe piață, încă nu s-a terminat tot acest surplus. De asta și prețul este destul de jos. Ce Oltenia nu a primit curiculul aprilie din 2013 nici certificația. Pentru că nu aveți... Deci, producător de energie pe bază de energie. Noi cumpărăm undeva în funcție de producția realizată, mai în trecut 12 milioane de certificate de CO2, undeva pe la 90 de milioane de euro. Știu. Deci, sectorul nostru chiar nu mai cumpără. Mai sunt câteva companii care au și avut. Da, Craiova, 2% de mii de certificate din 12 milioane. Este mai mult decât zero, să știți. Da. Mulțumesc pentru precizare. Dacă mai sunt întrebări, și completez eu. O să completez eu. Într-adevăr, așa este, nu primește, dar are o altă modalitate de a se întoarce acea exceptare pe 10C. Dar o să se întoarcă curând, așteptați, probabil că săptămâna viitoare se va întâmpla. Într-adevăr, alocări gratuite primesc doar cei care produc și energie termică, deci doar centralele care produc în cogenerare, doar acelea. Da, iar deficitul, din păcate, foarte mare, nu, sau excedentul de certificate de CO2, din păcate, nu provin dintr-o eficiență economică sau din acțiuni pe care Europa le-a făcut în așa fel încât să se reducă, ci, din păcate, din închiderea foarte multor industrii poluante. Deci asta este și motivul pentru care, la nivel european, s-a hotărât în 2013 modificarea schemelor suport. Nu se mai alocă certificate de CO2 cu titlu gratuit, ci s-au găsit exceptări pe două articole din directiva EU, 10A și 10C. 10C aplicabilă producătorilor de energie electrică. Trebuie să cumpere certificate de CO2, banii pe care se strâng într-un fond care poate fi folosit exclusiv pentru investiții în lucrări de conformare la alocare. De asemenea, vreau să fac o completare, o mică completare pe 10C. Și acest 10C este teoretic în avantajul dumneavoastră și în avantajul tuturor companiilor care sunt în 10C. Pentru că acolo aveți un preț mediu pe ultimele 3 luni. Contează foarte mult momentul de achiziție pe ultimul trimestru. Ce? Da, da. Păi da, dar se pot achiziționa la începutul anului sau la sfârșitul anului. Și atunci se pot, și pentru acea achiziție, în timpul trimestrului, se pot face niște tranzacții, astfel încât să știi exact care este diferența între prețul de achiziție și prețul de, pe care îl aveți pe piață. Și diferența între prețul de achiziție și prețul pe care faceți dumneavoastră tranzacția înseamnă beneficiu pentru dumneavoastră. Da, să identificăm soluții potențiale. Pe de o parte, în zona aceasta de management a portofoliului, astfel încât să identifici momentul cel mai bun pentru a ieși cu maxim de beneficii sau cu minim de pierdere din acest joc. Iar pentru un termen ceva mai lung, 2020-2030, expertiza în ceea ce privește identificarea celor mai bune proiecte
de reducere a amprentei de carbon, astfel încât să poți implementa astfel de proiecte într-un mod fezabil din punct de vedere comercial și economic. Mulțumesc foarte mult domnului Teodorescu pentru precizări și pentru explicații. O să mergem în ceea ce urmează la a treia prezentare a zilei și de această dată vom extinde un pic zona de interes și zona de acoperire cu prezentarea doamnei Corina Truică de la CEMS Technologies. Încă și mai mult o prezentare care răspunde temei pe care v-am propus-o astăzi, și anume soluții pentru industria energetică, pentru că și pentru că este o temă care pe noi care nu este foarte dragă. Până la urmă, fondatorul firmei Unimedia Energy Consulting este avocat, vine deci într-o zonă conexă industriei energetice. Unul dintre principalii noștri parteneri încă din 2014, SGS România, vine de asemenea într-o zonă conexă industriei energetice. Până la urmă și noi, ca Unimedia Energy Consulting, suntem o companie care oferim servicii industriei energetice. Ca urmare, soluțiile care vin din afara industriei ne sunt foarte dragi și le considerăm foarte importante. De aceea mă bucur să o salut și să o introduc pentru dumneavoastră pe doamna Corina Truică, director operațional la CEMS Technologies, cu câteva exemple, explicații, studii de caz legate de activitatea CEMS în România, care ajută companiile sectorului. Că sună plictisitor că o să vorbim despre mentenanță, adică niște electricieni, în cazul nostru, sau niște mecanici care se duc în fiecare zi și fac aceeași treabă. Și aș vrea să vă ofer o perspectivă mai amplă asupra subiectului, pe diverse paliere de interes într-o companie. Cea mai serioasă, să zicem, cel mai serios nivel de discuție despre mentenanță a fost la consultările despre strategia energetică națională. Și spune acolo la panelul despre securitate energetică și se spune atunci că amânarea unor lucrări de mentenanță amenință securitatea sistemului energetic. Discuția era despre companiile de transport, transgaz și transelectric. Deci atât că e un subiect serios. Și e serios și la nivelul unei companii de producție, serios și la nivelul unei termocentrale. Și aș vrea să pornim de aici. Aș dori să ne referim la serviciile de mentenanță dintr-o anumită perspectivă și să ne concentrăm pe filozofia de a oferi acest serviciu sau de a-l asigura in-house, după cum consideră fiecare companie. Experiența noastră relevantă este în domeniul instalațiilor electrice și al automatizărilor și am încercat să fac un rezumat rapid al activităților noastre. Aș vrea să subliniez faptul că noi tratăm mentenanța ca și contractele EPC sunt niște servicii de integrare. Acestea integrează experiență și specializare în diverse zone ale engineering-ului, de la proiectare, la diverse specializări de inginerie, până la, să zicem, consultanța managerială, pentru că sunt două tipuri de procese cu un management specific. Ele înglobează diverse competențe. Aici, în sală, este colega mea, Andreea, specializată în zone cu risc de explozie. Lucrăm și în alte zone cu anumite particularități, salinitate, offshore. Oricum, important e că suntem electricieni. Am reținut această idee și exemplele vor fi de acolo. Am numit serviciile de mentenanță un produs. Practic e un serviciu, nu? Le-am zis produs, de ce? Pentru că așa cum un constructor de mașini are diverse departamente și unul desenează roata și unul desenează caroseria și la sfârșit se integrează într-un produs final,
La fel am gândit produsul acesta mentenanță, dedicat actorilor industriali. Practic, ce include? Am pornit, vedeți, noi suntem în țara lui Merge și așa. De aici am pornit și am trăit această percepție la nivelul clienților noștri, la nivelul noilor angajați în companie. Merge și așa. Sau un echipament merge cât merge. Până se strică. Corect, nu? Am pornit de aici. La nivel global, există o literatură de specialitate, s-au făcut multe cercetare, există niște industrii, să zicem, care au făcut pionierat și care sunt foarte avansate în a dezvolta sisteme de mentenanță și m-aș referi aici la industria aeronautică sau la industria de apărare. Mă rog, mentenanța din zona militară, care e mult mai strictă și nu e foarte diferită, de exemplu, de mentenanța într-o rafinărie, ca și proces și ca rigoare și ca instrument de prevenire a riscurilor. Apoi vorbim de industrie inteligentă, din ce în ce mai inteligentă, procesele sunt din ce în ce mai automatizate. Serviciile de mentenanță, pe de o parte, trebuie să acordă suportul necesar acestor tehnologii. Pe de altă parte, se dezvoltă tehnologii care fac ca mentenanța să se desfășoare mult mai rapid, să nu se piardă timpul să se intervină util, să se facă analize. Și ați văzut în filmulețul respectiv, actorii sunt colegii mei, n-am luat nimic la Cannes într-un premiu, dar a fost simulată o situație care se întâmplă practic în fiecare zi. Dar numai că electricianul nu s-a mai dus înapoi la birou după planuri, avea o cameră video, aceea funcționează și în zonele cu risc de explozie, deci poate să intre oriunde, oricum dacă nu are net acolo, atelierul mobil cu care se deplasa are o antenă care produce o acoperire Wi-Fi, cred că de vreo 100 de metri, o rază de vreo 100 de metri în jur. Deci, presupunând că ar opera într-o instalație cu risc de explozie, poate să lasă atelierul la marginea instalației. Deci, sunt foarte multe, sunt instrumentele software foarte importante. Sistemul de management, după cum spuneam mai devreme, presupune anumite particularități. De ce? Pentru că mentenanța presupune o anumită rutină, deci o planificare foarte bună, dar pe de altă parte și partea de reparație, o anumită viteză de reacție și de a lua o decizie în timp util. Da? Nu avem timp să bugetăm și atunci e nevoie de protocoale foarte clare de intervenție. La ce nivel de decizie devine importantă mentenanța? După cum spuneam mai devreme, chiar și pentru un acționar majoritar, cum este Ministerul Energiei, de exemplu, e un subiect interesant. La nivelul acționarilor, decizia de a amâna, de exemplu, mentenanța, înseamnă că ori compania e pe exit, ori are nevoie de cash foarte rapid, dar face parte dintr-o strategie de după mine cu topul, adică acționarul respectiv trebuie să știe că își rezolvă pe termen scurt niște probleme, însă în anii următori cheltuielile cu reparațiile și chiar și bugetele de investiții vor crește. Deci este o soluție, dar este o soluție care se adoptă într-o situație într-adevăr de criză și optimizează cash flow. Iarăși, interesul directorului general. Există această discuție, domnule, directorul general are contractul, are veniturile condiționate de profitul imediat și atunci micșorează bugetele de investiții. E posibil, dar aici cred că e o eroare a acționarului majoritar că a avut contractul respectiv în situația în care acționarul majoritar este un acționar strategic, dar dorește să dețină compania pe termen lung. Și tot așa, fiecare, nu mai vorbim directorul financiar, iarăși prima tentație este să tai bugetul de mentenanță, că oricum îți scade cifra de afaceri, deci pare că nu se întâmplă nimic. Pe termen scurt,
dacă nu faci mentenanță, aproape că nimic nu se întâmplă. Nici nu simți. O să simți anul următor, anii următori. Și până la personalul de producție, până la urmă, pentru că personalul de producție sunt oamenii care lucrează în fiecare zi cu instrumentele respective. În cazul nostru le furnizăm energia electrică. Performanțele lor sunt condiționate inclusiv de opririle neprogramate cauzate de defecțiunile în instalațiile electrice, dacă ne referim strict la cazul CEMS. Ce-și propune sau ce ne propunem noi atunci când structurăm un plan de mentenanță, ce ne propunem noi, ce-i propunem clientului, care sunt obiectivele? Discutam și de dioxid de carbon mai devreme, da, ne propunem inclusiv eficiență energetică. De ce? Pentru că știm foarte bine, funcționarea improprie a unui echipament poate să însemne inclusiv consumul crescut de energie electrică. Maximizarea rezultatelor generate de un activ și managementul riscului sunt niște concepte dezvoltate foarte bine în nou standard 55001 sau 55001 despre care o să pomenesc mai târziu. Obiectivul poate numărul 1, maximizarea rezultatelor, aici gândind inclusiv la nivelul unei fabrici în ansamblu, da? Dacă discutăm de o rafinerie, de o centrală termică, de diverse asset-uri, nu ne propunem să obținem maxim de la asset-ul respectiv. Și pentru a obține maxim, în primul rând trebuie să fie funcțional și să coste puțin operarea asset-ului respectiv. Și ajungem la fiabilitate, ne propunem zero întreruperi neprogramate. Cum? Asta nu se întâmplă pentru că avem noroc, și printr-un proces de planificare și de analiză, astfel încât să anticipăm problemele care s-ar putea ivi. După cum spuneam, procesele din industrie, le-am zis eu, Smart Industry needs Smart Maintenance. Trebuie să ne... Industria se mișcă foarte repede și furnizorii de servicii de mentenanță trebuie să se miște în aceeași direcție și principalul aspect care trebuie considerat sunt schimbările tehnologice. Schimbările tehnologice din industrie și tehnologiile cu care mentenanța se poate face mai eficient la costuri performante. La sfârșitul anului, cel mai probabil, vom fi probabil, mai mult ca sigur, prima companie care oferă servicii de mentenanță în România și are implementat standardul 55001, standardul privind managementul activelor. Este un standard foarte nou și consultantul nostru este austriac. Încă nu se oferă serviciile de consultanță în România la scară largă, deși ar fi foarte bine, pentru că, spuneam mai devreme, suntem în țara lui merge și așa. Și mentenanța este, de regulă, sau ceea ce se numește asset managementul, sunt niște cenușărese într-o capacitate industrială, adică să fim serioși. Și asta se întâmplă și din cauza unei filozofii și în lipsa unor argumente solide pe care să le aducă, în primul rând, managementul companiei. Spuneam că ne propunem zero întreruperi neprogramate, asta înseamnă accentul pe mentenanță preventivă. Deci 80% din efortul trebuie să se concentreze pe mentenanța preventivă și mentenanța predictivă, iar mentenanța reactivă se intervine atunci când chiar nu s-a putut anticipa o defecțiune și trebuie să se repare, să se înlocuiască. Și aici este o discuție, dacă trebuie reparat, trebuie înlocuit, trebuie modernizat
și sunt niște indicatori atât tehnici cât și economici pe care beneficiarul îi vine să-i cunoască înainte de a lua o decizie și să iau o decizie în cunoștință de cauză. Pentru a anticipa cât mai bine defecțiunile posibile și pentru a optimiza bugetele, folosim o serie de instrumente de analiză pe o platformă software, adică folosim și instrumente IT foarte avansate, Life Cycle Assessment, și aici intervin atât informații privind costul mentenanței preventive, costul reparațiilor, consumul de energie electrică, adică trebuie să știm că un motor până la sfârșitul vieții ne va costa atât să-l reparăm, atât să-i facem mentenanța preventivă și atât va consuma energie electrică și atunci putem să facem comparația cu o investiție nouă dacă e să ne referim strict la motoare. Root cause analysis. De regulă, analiza unei defecțiuni se termină cu s-a stricat o repară. Având o bază de date și un istoric, o să observăm că, de fapt, cauzele sunt din ce în ce mai sunt complexe. Pot să fie cauze umane, pot să fie cauze electrice, pot să fie cauze mecanice. Ele trebuie investigate până acolo unde identificăm de ce. Pentru că dacă noi reparăm și cauza este o utilizare improprie a echipamentului respectiv, el se va strica din nou. Dacă reușim să o identificăm, problema noastră este să-i facem un training adecvat operatorului din producție. Risk-based assessment management, clasificare pe grade de criticitate. Da? Deci, efortul de supraveghere a activelor respective se concentrează pe activele care, de exemplu, instalațiile electrice, echipamentele care alimentează instalații critice. Și se intervine prioritar pe instalațiile respective, se verifică prioritar. Și mentenanța predictivă, care înseamnă în principal colectarea datelor de control nedestructiv într-o aplicație software și menținerea unui istoric astfel încât să anticipăm apropierea unui moment de defecțiune și să se intervină înainte de a fi nevoit să oprim instalațiile, să zicem, în avarie. Da? Se stabilește un moment, echipamentul respectiv se apropie de o stare critică, trebuie să luăm o decizie, care e cel mai bun moment să oprim instalația, o oprim, îl schimbăm, îl reparăm, înainte să se strice și să ne ia prin turbinele. Interacțiunea cu clientul aici, pentru un furnizor extern, este foarte important și noi interacționăm de la nivel de director general până la personalul din producție. Ne propunem să avem un schimb de informații constant, să oferim consultanța necesară astfel încât clientul să-și poată construi bugetele de investiții și inclusiv bugetele de mentenanță. Principiul este ca noi să ducem acolo niște electricieni care le păzesc lor instalații. Este vorba de un serviciu cu valoare adăugată pentru client, care să-i ușureze viața, să-i ușureze operațiunile în linie cu obiectivele pe care și le-am propus. Poate chiar omul e pe exit și nu vrea să facă mentenanță. Dar trebuie să-i se asigure un nivel de fiabilitate acolo unde, nu știu, e o situație ipotetică, nu am încă o clienție, dar mai știu. Și acum, din perspectiva clientului, dacă își dorește să-și facă mentenanța in-house sau dorește să o externalizeze. Din punctul nostru de vedere, principalul lucru pe care doresc să-l subliniez este modelul de management. Modelul de management al mentenanței, interacțiunea cu departamentele de operațiuni, de producție, infrastructura IT, acestea sunt elemente care se pot replica imediat. Din experiența noastră, implementarea unui soft de mentenanță la nivelul unei
companii de dimensiuni mari și medii, durează vreo 2 ani, într-un caz fericit. Aici se întâmplă că este o aplicație gata, customizată, cu formularistică, cu proceduri automate. Practic, clientul pune la dispoziție și dacă nu are baza de date, se duce cineva pe teren și culege informațiile despre echipamente. Și de acolo încolo dispune de toate informațiile, are acces la baza de date și lucrurile se întâmplă, se planifică riguros. În plus, există și, cum să zic, în general, în companiile de producție, există oarecare dispută între directorul de mentenanță și cel de producție. De data asta nu trebuie să mai certe cu colegii, se ceartă cu compania cealaltă. N-a fost cazul până acum. De ce tocmai? Pentru că știm cât de important este și evaluarea satisfacției clientului se face la toate palierele, astfel încât să știm ce părere are și șeful de instalație și directorul general despre serviciile oferite. Se fac seminarii pe teme specifice, nu știu, se întâmplă ceva la un echipament, nu-l folosim bine, am dorit să-l folosim altfel. Și atunci se strâng mai mulți oameni de specialitate, nu știu, de SCADA, de ce au ei nevoie în momentul respectiv. Se analizează problema și se iau o decizie cea mai bună la momentul respectiv. Mulțumesc, dar nu știu să vă spun cât costă. Dacă e un cost pentru... La o fabrică mică și alta e, nu știu. Nu, nu mă refeream la costul serviciilor de mentenanță, ci costul unei analize inițial, dacă există un cost de fel. De regulă există și aici sunt anumite costuri inclusiv pentru inițializarea bazelor de date. Deci nu sunt neapărat de analiză inițială, nu analiza în sine. Costă cât inițializarea sistemelor astfel încât să putem să începem. În pachetul de mentenanță sunt incluse de regulă anumite audituri. De exemplu, auditurile de conformitate pe zonele cu risc de explozie. De ce? Pentru că noi considerăm că oricum trebuie să știm pe ce lume ne aflăm. Că urgent. Exact. Dacă sunt conforme instalațiile respective. Și atunci este ca un serviciu, să zicem, din partea casei. Eu aș avea o curiozitate în legătură cu sectoarele din industria românească pe care le sesizat a fi mai interesate de acest tip de externalizare în anul din urmă. Dacă sunt anumite sectoare din industrie, din energie, care sunt mai, înțeleg mai bine nevoia și avantajele externalizării serviciului de mentenanță. N-aș zice că e un anumit sector. Știu un anumit sector care, într-adevăr, apelează la externalizare și e vorba de rafinare. Și cam toate rafinările din România lucrează cu furnizori externi de soluții de mentenanță. Dar în rest sunt industrii de toate felurile, depinde foarte mult de politica managementului. Există companii în care se consideră că în timpul liber se poate face și mentenanță și nu merită să ai un contract cu un furnizor extern. Există companii care au departamente serioase in-house de mentenanță. Există companii care nu fac mentenanță de niciun fel. Și cei care recurg la servicii externalizate. Ideea este, și aici există rezerve în a externaliza. De ce? Pentru că piața a oferit exemple când furnizorul extern de servicii practic a preluat angajații de mentenanță ai fabricii. I-a mutat la el și de acolo încolo nu s-a mai întâmplat nimic. Cu bune și cu rele a rămas. Cu bune și cu rele. Ideea nu este că n-ai unde să muți oamenii de mentenanță. Ideea este să generezi valoare adăugată pentru client, să existe un business case, pentru că atunci ideea să, dacă îi salarizezi la tine sau la altcineva, nu ăsta este subiectul. Ideea este ca o companie care accesează servicii de mentenanță să primească o infrastructură deja creată. Da? Deci, și să beneficieze de costurile reduse. De ce? Pentru că infrastructura respectivă e accesată de mai multe fabrici, de mai multe
de mai mulți actori economici. Și atunci, da, eu plătesc licențe, plătesc mentenanță, îi dau un exemplu specific. Pe software au existat costurile de implementare și de customizare a unei astfel de aplicații sunt enorme. Nici măcar o companie mare nu își permite să, sau își permite, dar nu știu dacă alocă bugetul respectiv și dacă face greșeala. Dacă face, nu neapărat, că nu e neapărat o greșeală, nu e o decizie bună, dar costă mult timp. Trebuie să aloci oameni, trebuie să ai un manager de proiect care face treaba asta. Pe când așa e opțiunea și să-ți vină un sistem de mentenanță cu proceduri, cu protocoale, cu toate lucrurile puse la punct, testate în foarte mulți ani de zile. A doua zi ești, nu e chiar a doua zi, adică în funcție de dimensiunile întreprinderii respective, poate să dureze un pic mai mult, dar ideea e că într-un timp rezonabil ți-ai asigurat și sunt industrii unde, cum este și industria minieră, unde mentenanța are o legătură foarte strânsă cu partea de SSM, da, de sănătate și securitate în muncă, la care trebuie să te uiți foarte atent. Spuneam că o să începem să facem această comunicare, inclusiv din zilele următoare, cu un sumar al ideilor expuse astăzi în Energy Breakfast Club. Voi obține și de la Ministerul Energiei acele hârtiuțe pe care doamna secretar de stat le avea cu domnia sa și o să le pun la dispoziția dumneavoastră în măsura în care sunt interesante, le veți putea descărca de pe site. Se oprește aici Energy Breakfast Club de astăzi și n-am decât să vă spun vă mulțumesc și vă așteptăm pe site pentru a afla și de aici încolo ce proiecte avem în perioada următoare. Săptămâna viitoare o să avem din nou o întâlnire Energy Breakfast Club. Vom discuta mai mult despre clădiri eficiente, energetic și sigure. Și de asemenea, august, septembrie, octombrie, noiembrie, aproape în fiecare lună, sigur, vom mai avea ocazia să ne vedem în acest format. Începem deja, pentru că am trecut în a doua parte a anului, să lucrăm la gala de sfârșit de an. Vă așteptăm pe dumneavoastră, prietenii dumneavoastră, cu proiecte reușite din anul 2015, care ar putea merita să fie premiate la sfârșitul anului. Mulțumesc încă o dată, vă invit să mai bem o cafea sau o sucă.